Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, s-a umplut pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, toate către Tine așteaptă să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umplea de bunătăți, dar întorcându-ți fața Ta se vor turbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, se va veseli Domnul de lucrurile sale. Acesta este psalmul vecerniei, unul din psalmii lui David, psalmul 103, care alături de alte texte ale acestui mare om al lui Dumnezeu, prorocul și împăratul evreilor din Vechiul Testament David, ne grăiesc despre lucrarea Duhului Sfânt, care dând Duhul Său, trimițând Duhul Său, sfințește lumea și luând Duhul Său, sărăcește lumea de sens. Despre sens și despre lucrarea Duhului Sfânt o să încercăm să vorbim pe scurt, pentru că avem și vecernie astăzi, așa cum știți, după practica rânduielii ortodoxe în această zi a pogorârii Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, spun Sfinții Bisericii, este arhitectul lucrării. Comunitatea membrilor în comuniune așează toate ale Bisericii sale prin comuniune, prin împreună lucrare, căci nu întâmplător Duhul Sfânt s-a dat astăzi, în ziua cincizecimii, când ucenicii erau adunați la oaltă și nu numai atât, ci și mulțime de evrei din toate colțurile pământului se strânseseră la sărbătoarea mare evreiască a cincizecimii, care era sărbătoarea de prăznuire a holdelor, de mulțumire pentru darurile lui Dumnezeu, care se arătau prin holde bogate, și totodată ziua de mulțumire pentru că Dumnezeu dăduse tabele legii, legea prin Moise. Iată astăzi, această sărbătoare evreiască capătă o dimensiune nouă, sărbătoarea cincizecimii, pe care noi o numim mai degrabă sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt, care schimbă, care dă sens și care dă substanță vieții omenești. Într-o criză profundă a lumii materiale, într-o goană teribilă a tuturor după ceea ce este palpabil și omenesc pur și simplu, într-o nebunie românească după îmbogățire repede și călcând peste sufletele și inimile celorlalți, Biserica, Hristos de fapt, vine să ne dea modelul locuirii pe pământ, acela al săturării cu Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt. Pentru un creștin autentic, și sunt convins că frățile voastre sunteți mai vii decât mulți dintre slujitorii bisericilor, între care mă număr și eu, este de ajuns o fărâmitură cât este Sfânta Împărtășanie și știu oameni care cu acea fărâmitură merg acasă și spun familiilor, dar nu ca să arate cât de grozav sunt. Mie nu mi-e foame. Sunt sătul astăzi. Și n-au primit decât o linguriță cu bobiță mică din Sfânta Împărtășanie. Tot așa de folos ne este și de mare folos ne este o sticlă de aghiazmă mare un an de zile. Și ne săturăm cu ea. Altfel, bem sute de sticle de suc și de apă și tot însetăm ca să ne amintim de sărbătoarea de acum câteva duminici, când Hristos vorbește de apa vie, de apa pe care pând-o nu vom înseta niciodată. Ne satură Dumnezeu într-o criză a lumii acesteia după ceea ce este atât de omenesc, după averile acestei lumi, cu lucruri atât de mici, dar atât de eficiente pentru viața pe care o trăim. Și în această zi, pogorându-se în chip de limb de foc, peste o comunitate, Domnul vrea să ne spună că oricât de mare ar fi acea comunitate,
dacă stă în numele Lui, dacă se adună în numele Lui, precum au fost adunați apostolii, Duhul Sfânt se pogoară acolo. În daruri care ne însoțesc în această viață. Mulți așteaptă ca darurile Lui Dumnezeu să ne ducă la mântuire. Ele vin ca să ne ducă printr-o viață frumoasă pe pământ la mântuire. Nu să ne salveze spectaculos prin minuni. Mulți alergăm pe nu știu unde și prin toate locurile. Acolo unde am auzit în Ardealul, în altă parte, că sunt minuni. Cea mai mare minune la care asistați și la care sunteți părtași, frățiile voastre, cei care sunteți practicanți, este aceasta de pe Sfântul Altar. Și nu din această biserică, ci din cel mai prăpădit sat, în cea mai căzută biserică, prin lipsa de grijă a comunității, în acea biserică unde se săvârșește, dacă se săvârșește Sfânta Liturghie, cel care este acolo este părtaș la cea mai mare minune. Și nu există minune mai mare nici la Părintele Boca, nici la Ierusalim, nici la greci, nici în Moldova, ci mai mare este aceasta dintr-o biserică ortodoxă unde se săvârșește Sfânta Liturghie. Și Duhul Sfânt lucrează nu numai în Sfânta Liturghie, unde preotul, invocând, chemând lucrarea Duhului Sfânt împreună cu poporul care se roagă odată cu el, și nu doar popa singur, ci poporul întreg, preot și credincioși la oaltă, cheamă lucrarea Duhului Sfânt. Cel ce ai trimis pe Preasfântul tău Duh în ceasul al treilea, zice preot, pe acela bunul nu-l lua de noi. Chiar în momentul în care eu vă anunțam, este cel mai frumos și cel mai solemn al Sfintei Liturghiei, în care unii dintre frățiile noastre își găsiseră să facă altceva. Da? Asta așa, ca să mai îndreptăm niște lucruri. Deși cei vechi spuneau că râzând se îndreaptă muravurile. Nu prea știu să râd, că nu știu. Probabil viața ar fi trebuit să găsesc o formulă mai ludică, așa, ca să îndreptăm niște lucruri. Dar încercăm să ne îndreptăm oricum. Chiar dacă la tine spuneau, cum am zis, castigând, ridendo moris, adică îndreptând lucrurile prin zâmbet și nu prin seriozitate și scârțoșenie, așa cum am făcut eu. În taina Sfintei Împărtășanii, Hristos, cum spuneam, mi se dăruiește profund, dar Sfânta Împărtășanie vine doar la invocarea Duhului Sfânt. În celelalte taine ale Bisericii, Sfântul Duh este prezent. La hirotonie, prin punerea mâinilor, Duhul Sfânt se pogoară peste tânărul învățăcel de până atunci și el devine nu doar un învățat. N-ar trebui să rămână doar la stadiul acesta de învățat, ci și un lucrător al Duhului lui Dumnezeu în biserică. Duhul Sfânt vorbește în chip de limbi de foc, pentru că limba este organul care articulează gândul și profunzimea unei inimi. De aceea și frățiile voastre trebuie să lăsați limba să crească doar cele ce sunt ale Duhului Sfânt. Și nu blestemățiile lumii acesteia. Nu degeaba Duhul Sfânt s-a pogorât în chip de limbi de foc, de sus pogorându-se din cer, pentru că Dumnezeu vrea ca și limba noastră să grăiască cele ale Duhului Sfânt și să se lase lumina. În toate celelalte sfinte taine, în taina Sfântului Maslu, preotul împreună cu poporul cheamă lucrarea Duhului Sfânt prin Hristos Iisus Domnul nostru ca să sfințească un de lemnul acesta. Așa zice preotul. Sfințește, Doamne, un de lemnul acesta. În toate celelalte, în taina Sfântului Botez, Evanghelia ne spune în Faptele Apostolilor, Biblia ne spune în Faptele Apostolilor, scuzați, că imediat după pogorârea Duhului Sfânt s-au botezat mulțime de popor, pentru că lucrarea Duhului Sfânt, dacă nu devine evidentă în viața noastră, ea nu are rost. Și prima lucrare pe care o face Dumnezeu în noi este să ne schimbe omul cel vechi, care pentru unii este în mod fericit. Chiar dacă, fără să mai punem preț pe această mare fericire pe care ne-o face Dumnezeu să ne facă copiii ai Săi încă de prunci și pentru alții copiii ai Săi la maturitate, pentru cei care nu au fost creștini, pentru cei care se botează la o vârstă mai înaintată, cum sunt cei din alte religii.
Și avem aici un exemplu desăvârșit de lucrător prin Duhul Sfânt, care este Părintele Steinhardt, un evreu creștinat, putem spune la maturitate, dar care a devenit unul dintre cei mai frumoși vorbitori ai Duhului Sfânt, grăitor prin Duhul Sfânt pe pământ. Duhul Sfânt a fost promis de Hristos. Domnul Hristos ne spune, voi merge la Tatăl și alt Mângâietor vă va trimite vouă. Iar după înviere, la înălțarea la cer, le promite aceeași mângâiere. Voi să rămâneți în cetatea Ierusalimului până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. La 50 de zile, Duhul Sfânt se pogoare ca să lumineze lucrarea lui Hristos și să o interiorizeze celor ce-L iubesc pe Hristos, pentru că Duhul Sfânt lucrează la interiorul nostru. Nu icoana, nu lemnul în sine, nu minunea în sine care plânge este motivul pentru care ar trebui să mergem și să căutăm aceste minuni. Și dacă mergem, să mergem să căutăm Duhul Sfânt care să rămână cu noi, pentru că El este în noi din clipa botezului, când ai fost botezat. În apa botezului binecuvântat și prin chemarea Duhului Sfânt, ca acea apă să devină lucrătoare în Hristos, tu te-ai schimbat și ți-a fost dat Duhul Sfânt ca să lucrezi cu El în această viață. Și nimeni nu este lipsit de Duhul Sfânt. Unii sunt lucrători în Duhul Sfânt la altar, dar și frățiile voastre sunteți, așa cum zice Apostolul, popor sfânt, neam agonisit al lui Dumnezeu. Pentru că aveți această misiune să dați lumina Duhului Sfânt și altora. De aceea spune Hristos, voi sunteți lumina lumii, numindu-se pe El înainte lumină. De la sărbătoarea roadelor evreiești la sărbătoarea roadelor Duhului Sfânt. Acesta este drumul pe care Domnul ne cheamă astăzi să mergem. O sărbătoare care n-a încreștinat doar un alt eveniment din lumea dacoromană, sărbătoarea florilor, care era și sărbătoarea morților. De aceea, nu întâmplător, înainte de sărbătoarea aceasta a pogorârii Duhului Sfânt, creștinii ortodoxi, în ziua de ieri, au înălțat rugi pentru cei adormiți. Biserica a încreștinat acest demers al părinților noștri din veacuri, care se rugau și ei pentru morților, chiar dacă erau daci și creștini, chiar dacă erau în cultul lui Zamorțe, tocmai pentru că lucrurile nu trebuiesc rupte, nu trebuiește secerată inima omului, ci cultivată. Și acest dar ne-l dă Duhul Sfânt de fiecare dată. Te rugăm pe Bunul Dumnezeu să dea Duhul Sfânt peste noi și așa cum a făcut din pescari apostoli și din păgâni ucenici, să facă și din noi instrumente sfinte ale voiei sale. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să trăiți, Părinte, Diana, vino un po' a cenare con tuo Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Un pic. Diana, te rog frumos, lasă-l.
Dumnezeu.